Iar Florin Vasilică și grupul Teleormanu cred că nu mai au nevoie de nicio prezentare. Vin astăzi alături de noi la Ziua României! Mă bucur că ați reușit să veniți astăzi. E o zi importantă. Românilor de pretutindeni le este dor de muzica populară. De fapt, e cea care ne ține legați și ne unește. Muzica populară, tradițiile, dansul. Florin Vasilică, cum te simți de ziua noastră? Foarte bine. Îmi doresc tare mult ca, nu știu, nu numai românii, întreaga omenire să treacă la vremuri mai bune. Sunt vremurile pe care le trăim în această perioadă. Îmi doresc tare mult, multă sănătate pentru toți românii, multă fericire și absolut tot ceea ce își doresc ei. Hai cu joc atunci și voie bună mai departe! Trenul greu la deal, măi, încărcat cu militari, măi. Militarii toți cânta, numai Ionel plângea, măi, numai Ionel plângea, măi, dorule. Mi-l întreabă colonelul, de ce plânge Ionelul? Ori n-ai gloanțe la pistole, ori ți-e grea arma în spinare, ori ți-e grea arma în spinare, of, of. Nu-mi e grea arma zbinare, dar mi-e dor de acasă tare. C-am lăsat trei surioare și-o mândruță ca o floare, și-o mândruță ca o floare, dorule. Mi-a scris mândruța scrisoare cu lacrimi de dor și jale, că-o batistă de mătase, să mă duc s-o fac mireasă, să mă duc s-o fac mireasă, dorule. Că-o batistă de-l pioare, să-mi opor la inimioară, să-mi opor la inimioară, dorule.